Toamna și-a intrat complet în drepturi, iar sezonul virozelor a început. Mehedințenii sunt precauți, îmbinând un stil de viață sănătos cu puterea plantelor și a produselor naturale. Ne aflăm în sezonul în care incidența răcelilor și gripelor crește, iar medicamentele nu le pot vindeca, ci doar le scurtează durata. Este mult mai ușor să previi decât să tratezi, mai ales că natura ne pune la dispoziție diverse remedii care contribuie la prevenția și ameliorarea acestor afecțiuni. Eu preventiv vitamina C, detrical, nu știu dacă e chiar pentru viroză. Mâncați mai multe fructe și legume? Asta tot timpul. Tot timpul. Dar, de exemplu, saună aproape fiecare zi sau chiar la două zile, am trecut cu bine până acum. Stau mai mult în casă și acasă la mine, mă feresc, mă vedeți că ies și mă feresc de lume să nu... E o viroză asta, că-s bătrână, mamă. Răceala este afecțiunea cea mai întâlnită în acest anotimp, cu o simptomatologie ușor de recunoscut. Strănutul, nasul înfundat, durerea de cap sau tusea sunt doar câteva din neplăcerile aduse de toamnă. Natural, așa. Ceapă, usturoi, mai luat și ceva medicamente. Mă protejez pentru că eu am un nas bronșic și mă protejez cât se poate, cât pot. Cum vă protejați? Nu ies dezbrăcată, când mă ridic din pat îmi pun șosete, mi-au o vestuță, când merg la bucătărie, uite, când plec, așa, mă îmbrac corespunzător, nici să nu transpir, nici să nu fie frig și tot așa. Vine frigul, iar asta înseamnă că trebuie să-l înfruntăm bine pregătiți pentru a face față problemelor sezoniere de sănătate. Simptomele gripei sunt de obicei mai intense decât răceala și includ febră sau frisoane, durere de cap, oboseală, tuse seacă și durere în gât.